Bună ziua, copii! Vom începe astăzi cel de-al doilea antrenament. Începe cu încălzire, pentru un braț în față, spate, stânga dreapta, rotim, tragem și de trunchi în lateral, sus jos, deasupra capului, un braț în spate, palme în șold, pentru un rotier de bazin, schimbăm sensul, mișcare amplă, circulară, dăm drumul la plecări, față-spate, putem să mergem și jos, tragem o dată dreapta, jos, tragem o dată stânga. Putem să rămânem și într-o parte. Schimbăm. Menținem 2-3 secunde acolo pe fiecare parte. În drum ușor și la îndoiri. Putem să folosim și brațul deasupra capului. Deportăm un pic, dăm ușoare a plecării, acolo jos, centru, dreapta, stânga. Putem să rămânem și jos. Mutăm, la un picior. Schimbăm ușor în partea cealaltă. Dăm drum ușor acum din poziție de afandări ușoare, laterale. Rămânem pe o parte, brațele în față, schimbăm în partea cealaltă. Bravo, ușor, apropiem, scuturăm, ușor din joc de glezne. Deschidem acum, controlat, ridic genunchiul sus și deschid. Același lucru, închid. Cu joc de glezne între repetări. Trag piciorul lateral, aduc în față. Trag din joc de glezne, aduc piciorul în față până la nivelul bazinului, dar mișcarea să fie controlată. Bravo, o scutură, călzim și genunchii un pic. Amândoi, apropiați. Și față și spate. Scultură, pic din joc de glezne. Mă duc ușor la piciorul drept. Da, ușor și coordonare la 3. Și mă duc și prin vârful piciorului. Mențin acolo o secundă. Bravo, scutură, același lucru, un pic din joc de glezne, mă duc, trag genunchiul drept sus, da, schimbăm cu stângul și mă înalț un pic. Bravo, scutură, joc de glezne, același lucru, trag dreptul, un pic mă înalț. Brațul opus piciorului care lucrează, este bine să-l ducem un pic sus pentru a ne menține echilibru. Bravo, dăm drumul un pic și la ușoară să depărtat apropiem. Merg și brațele acum. Scuturăm. Respirăm, tragem aer de jos, dăm afară, încă o dată. Bravo! Trăm picioarele, avem pauză un pic, respirăm.
Dăm drumul la câte 20 de secunde pe fiecare, joc de glezne, genunchi sus, călcâi la șezută ca să ne putem încălzi bine, ok? Merge! Bravo, respirăm, ne plimbăm ușor prin cameră, respirăm, tragem aer, da, tragem aer de jos, dăm afară, încă o dată, dăm afară, curăm, mai avem o repriză, la fel vom termina încălzirea. Pregătim, batem 15 secunde, și merge, ușor, ușor de glezne. Unde? Bam, genunchi sus. Schimbă, călcâi la șezut. Secunde. Bravo, scutură, ne plimbăm. Respirăm. Putem să întindem un pic și pentru gambă, pentru că lucrăm pe o suprafață tare și se încarcă foarte mult gambele, mușchii gambei. Bravo, lucrăm ușoare în sărituri acum, merge. Făcut 30 de repetări, scuturăm un pic, tragem un pic de picioare, nu stăm, încercați să folosiți pauza de fiecare dată, ok? Și o să avem acum un exercițiu care vă lucra 10 secunde, joc de glezne, 10 secunde sărituri, 10 secunde genunchi sus, 10 secunde sărituri, 10 secunde revin șezutul, 10 secunde sărituri, ok? Ne pregătim, mai avem 10 secunde pauză. Trei secunde și merge, joc de glezne. Ne pregătim și schimbăm. Hop, merge. Bă, mă legăm cu genunchi sus.
Schimbăm sărituri. Din șezutul. Și ultimile săriturile. Bravo, scutură, respiră, pauză, 3 minute. Vezi că de fiecare dată v-am spus un anumit timp de pauză, dar cele mai multe ori eu nu l-am respectat pentru că ne întindeam foarte mult pe videoclip. Dar voi vă rog frumos, la fel ca de fiecare dată vă spun să respectați pauzele, ok? Respirăm, scuturăm picioarele, folosiți pauza. Faceți și un pic de stretching, întind bine și gamba, pentru că, încă o dată vă spun, se încarcă foarte mult datorită durității solului, datorită poderii. Cutură, respiră. Ok, vom avea un exercițiu pentru forță picioare. Folosi piciorul stâng, va rămâne pe loc, da? Vom lucra doar drept și mergem în ușoară fandare în spate. Ok, vom continua cu un exercițiu pentru picioare. Piciorul stâng va rămâne pe loc, da? Întotdeauna, dreptul sus, mergem și facem o ușoară fandare în spate, da? Ne ridicăm, extindem piciorul, braț, piciorul opus, venim înapoi. Ok, mișcarea trebuie să fie controlată, iar piciorul stâng trebuie să fie stabil pe poda, da? Să nu ne mișcăm, iar genunchiul să rămână fix. Ok? Vom avea 10 repetări. Merge. 1, 2, nu trebuie să ne grăbim, să controlăm mișcarea. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. O fiecare petare este bine să facem un pic de skip cu intensitate mai bună. Schimbăm piciorul, dreptul în podea. Ok? Pentru la stângul, una, două, controlăm mișcarea, trei, coordonăm mișcarea brațului, mișcarea piciorului, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Ok? Pentru un pic la skip. Bine, bine, stărim un pic. Da? Acum avea următorul exercițiu. Da? Sprijin pe palme și o să aducem dreptul, stângul, dreptul, stângul. Ok? Da? Pregătim. Lucru cam total cam vreo 20 de secunde în continuu. Ok? Vom uit la cronometru și merge. Dreptul, stângul, dreptul, stângul. Brațul trebuie să fie extins. Bravo! Respirăm, pentru că am lucrat bine, da, tragem aer în piept ca lumea, dăm afară, avem pauză, bine, scuturăm picioarele, scuturăm și brațele pentru că am lucrat umeri acum, sau și umeri, mai bine spus. Mai avem o serie de pas fandat și o să vă mai arăt după aia încă un exercițiu, ok? La fel, 10 cu 10. Merge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, dăm un pic la skip. Primul ce schimbăm, celălalt, trebuie să rămânem în aceeași poziție. Dreptul rămâne pe sol. Merge. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Un pic la skip. Avem pauză acum, 3 minute. Următorul exercițiu, la fel, suntem poziționați pe palme, aducem ambii genunchi la piept, extindem picioarele, ok? Cam așa decurge exercițiu, mai avem pauză, 20 de secunde. Voi vă rog frumos să respectați pauza, ok? Pregătim. Merge. Bravo, respiră, scultură. Vom încheia antrenamentul de astăzi cu un pic de stretching, da, pentru a relaxa musculatura. Primul rând respirăm, tragem aer în piept, dăm afară, încă o dată, dăm afară. Scoatem picioarele bine, mergem jos, tragem vârful piciorului drept, menținem 10-12 secunde, punem pas în față, ok, scutură, tragem stângul la spate, braț picior pe aceeași parte, relaxez, schimb, după aia același picior, dar cu brațul opus. Cutură, dăm piciorul dreptul. Plimbăm în diagonală. Trăm bine pentru că am lucrat picioare astăzi. Tragem dreptul sus. Scutură. Vom celălalt. Scutură. Mulțumesc frumos pentru antrenamentul de astăzi. Și nu uitați, încercați să stați acasă.